Este cu o boxă peste mine. Suntem live? Super! Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de Talks by Softinator, și anume ediția cu numărul 165. Este fadic în 165 de evenimente despre software și hardware și mai mult software și mai mult hardware. Am avut oarecum o ediție de Space, dar asta este cu adevărat o ediție din Space interesantă, în care ambii speaker sunt pe același domeniu. Și cred că cu toții când eram mici ne doream oarecum să ajungem astronauți și să ajungem în spațiu, deci o să aflăm mult mai multe lucruri despre spațiu în această seară. Înainte să încep, vreau de fapt să vă întreb dacă e cineva de aici care nu este ok să-i fie făcută o poză, gen GDPR-wise, gen dacă e cineva care nu e ok să-i ridice mâna. Ok, nu e nimeni, deci ok, o să fac poze, e perfect. Super, primul nostru speaker din această seară, Iulian Juhasz, de la Initium Space Consulting, și anume cofondatorul acestei companii și consultant, o să ne vorbească despre spațiu ca fiind the final frontier. După care o să avem cel de-al doilea nostru speaker, Alexandru Hănțăscu, care este mechanical engineer în proiectul ECRIDA, care este o idee care a apărut într-un bar și s-a transformat în a fi o imprimantă 3D care poate să printeze în spațiu. Iulian, știu că tu ești primul, deci o să te invit alături de mine și îți dau microfonul și o rândă de aplauze pentru speaker. Alu. Mai așa? Mai pe scenă? Bun, 2.10, berea e rece. Bun, salut tuturor, mă bucur să vă cunosc, mă bucur să fiu aici, mă bucur să vorbesc despre un domeniu care îmi place foarte mult, și anume spațiu. Promit să vă distrug creierele în seara asta. Adică am pus atât de multă informație că s-ar putea să fie un pic cam prea mult, dar vedem. Bun. Deci, câte ceva despre mine, ca să știți din ce postură vă vorbesc. Am trenat inginerie aerospațială la Politehnica București. Lucrez de vreo 11 ani în domeniu, 12 o să fie în octombrie, în aerospace, aeronautică și space, în cum. M-am specializat în ultimii ani în ceea ce numesc eu Space Technology Development. Apropo, prezent, o să fie așa o romângleză, că sunt unele cuvinte care nu cred că există în română încă, și deci e un amestec. Cum vă ziceam, am lucrat în zona asta de Space Technology Development, în structuri pentru sateliți, în thermal hardware, ce numim noi structuri deployabile, care se deschid în spațiu, și antene, asta așa. Pe lângă partea tehnică, în ultimii ani am dezvoltat și o expertiză în zona asta de project management, business development, business strategy management și așa mai departe. În prezent sunt Head of Space Segment and Robotics la GMV România, o companie spaniolă cu care are mai multe sedii și unul dintre ele și în România. Și din vara anului trecut, împreună cu Iulia și Bianca, am fondat Initium Space Consulting. Cumva am ideea de a împărtăși cunoștințele acumulate de-a lungul anilor și a ajutat și alte companii să intre în domeniul ăsta și să înceapă. Și sunt mentor și advisor în tot felul de startup-uri, în NGO-uri, în Rospin, prezint diferite lecții, să zic așa. Bun. Nu știu, mulți dintre voi, când spun spațiu, nu știu la ce se gândesc, în general. La Lună, la Marte, la recent găurile negre. Nu știu, pozele frumoase făcute de Hubble sau poate, nu știu, aliens. Așteptăm James Webb. Da, să vedem, poze mai frumoase. Mai de departe. Ideea e că spațiul e mai aproape decât v-ați putea imagina. Și când spun asta, ca să faceți o comparație, în momentul de față avem câteva mii de sateliți pe orbita joasă terestră și doar vreo 100 de sonde sau probe
pe acolo pe unde arătase mai devreme, lună, Marte și mai departe. Deci e o diferență foarte mare și practic când vorbim despre spațiu, e mai bine să ne gândim la ceea ce e mai aproape de noi, în sensul ăsta. Ca să vă dați seama cumva cum evoluează lucrurile, aici am luat efectiv random de pe Google niște date, dar puteți vedea cum au evoluat numărul de sateliți activi pe orbită din 1 iunie 2021, când erau 3300, pe 1 septembrie 2021 deja erau 4500 și deja în ianuarie 2022 avem 4800. Ce vreau să transmit aici, că domeniul evoluează foarte, foarte repede și sunt foarte multe lansări și crește exponențial. Acum, dacă e să vorbim despre domeniul spațial, iarăși ideea de stakeholders, adică cineva care are ceva, e influențat de domeniu sau are un cuvânt de zis în domeniul ăsta sau e influențat de domeniu. În primul rând, educators, universitățile, care au un interes în zona de educație. Țările care sunt implicate în domeniul spațial, vedem că cumva în anii recenți s-a reaprins The Space Race, care era în anii 60. Adică, din nou, vedem țări care concurează, India cu China, cu America, cu Rusia, cu toată lumea vrea să fie mai repede, mai mult, mai acolo. Și de asta câteodată e chiar și o chestie de, v-am zis acolo, national pride. Adică se mândresc că sunt acolo. Apoi, din punct de vedere științific, se creează foarte multe date și știința progresează datorită spațiului, deci institutele de cercetare au un interes. Media, cred că oricare dintre voi se poate gândi la cel puțin câteva filme, nu știu, comics, whatever, care are legătură cu spațiul și care e cumva e clar că space is sexy, adică se vinde. Apoi publicul, pentru că în general, ziceam mai devreme Radu, că fiecare dintre noi și-a dorit la un moment dat să fie să aibă treabă cu spațiu, să fie astronaut, să fie așa, deci spațiul inspiră, e ceva greu de atins, e ceva acolo, out there. Industria, na, of course, space is money, se cheltuie foarte mult, vorbim de miliarde. Din punct de vedere al guvernelor, cred că un exemplu concludent e ceea ce se întâmplă în Ucraina și am văzut ce influență a avut spațiul, faptul că s-au văzut din satelit imagine, s-au văzut mișcările de trupe, s-au văzut ce se întâmplă. Deja eram în vara anului trecut la o conferință, spațiul a devenit critical infrastructure, efectiv e ceva ce fără de care nu putem trăi și o să vedeți și mai departe, mai am niște argumente în zona asta. Și apoi agențiile spațiale care de-aia există pentru spațiu. Câte puțin despre cum funcționează lucrurile în zona asta, asta mai mult ca să înțelegeți, pentru că chiar astăzi am avut așa un pic de nervi, pentru că nu prea se înțelege cum funcționează domeniul și care e treaba aici. Old Space, o să vedeți mai departe care e ideea. Clasic, spațiul este ceva care e government driven, adică banii vin de la stat, se investește, se face, sunt bani publici. De aceea vorbesc aici de Europa, e un rol central are Agenția Spațială Europeană, care cumva coordonează toate dezvoltările, tot ce se întâmplă în domeniul spațial, sub influența agențiilor spațiale naționale și mai nou și Uniunea Europeană are agențiile sale. Apoi, după cum vedeți, sunt așa leiere. Avem ceea ce se numește în industrie Large System Integrators sau LSIs, Airbus, Thales, OHB, dacă vorbim de Europa. Ei sunt giganții, zeci de mii de angajați, super fabrici, super camere curate, deci ei practic folosesc straturile următoare de Large Subsystem Suppliers și SMEs pentru a le furniza ceea ce au ei nevoie. Ei sunt principale
contractori, primes, mai se numesc în industrie. Practic ei au de la ESA contractele mari, dacă vorbim de, nu știu, Galileo, de exemplu, că asta bănuiesc că folosiți toți pe telefon și știți. Comanda a venit de la Uniunea Europeană către ESA, ESA dezvoltă tehnologia pe care o dă către Large System Integrators, care apoi distribuie contractele și adună, să zic așa, subcomponentele, subsistemele pe care le integrează și apoi le lansează folosind lansătoarele. Și desigur un rol important aici în ecosistemul ăsta l-are și la universitățile și instituțiile de cercetare, pentru că ei sunt cei care duc tehnologia mai departe. Ce s-a întâmplat în ultimii ani, mai ales cu o industrie atât de reglementată și de strictă precum cea a spațiului, e că au început să apară și în space, ceea ce poate voi, fiind din zona de software, sunteți destul de familiar cu utilization, disruption, innovation. A început să, cumva, ca spațiul să fie stimulat și dus mai departe de alți factori decât statul, cum era înainte. Și primul lucru, primul om care a făcut asta e Elon, cu al său SpaceX. Și practic ce a însemnat, s-a creat ceea ce numim astăzi New Space, în cumva opoziție cu Old Space. Și diferența e că, acum nu o să stau să vă citesc toate astea de aici, marea diferență e că în cazul New Space se aplică aceleași reguli ca și în orice alt startup. E inspirat din Silicon Valley, merge pe ideea de cerere și ofertă. Practic, efectiv, nu mai e statul care bagă bani în domeniu și aia e, ci ei efectiv lucrează pe ideea de, ok, business model, avem ceva ce putem să vindem, e cerere, nu știu, au început să apară poze, au început să apară diferite date, diferite aplicații și așa mai departe. Deci, ei își construiesc business-ul, sunt investitori privați care bagă bani în aceste companii, nu mai depind de stat, nu mai sunt controlați de stat, au devenit mult mai agili decât companiile din Old Space, au redus documentația, se face totul mult mai repede și totul mult pe repede înainte, în ideea de a face bani. Și cumva trendul, am ajuns la aici, undeva, după ce și-a lansat Elon Tesla un spațiu, suntem cumva pe zona egală și crește New Space-ul și începe să ia din piață. Cel mai bun exemplu din nou SpaceX, care a început să ducă oameni pe Stația Spațială Internațională, lucru pe care îl făcea NASA, îl făcea cineva, o agenție de stat. Și acum NASA plătește SpaceX ca să-și ducă astronauții pe Stația Spațială. Bun, asta doar așa pentru cultura generală, pentru că dacă începeți să citiți, o să vă întâlniți de cele două noțiuni, upstream și downstream. În general, când vorbim de upstream, înseamnă tehnologia care vine la bordul sateliților, deci dezvoltarea de tehnologie efectiv pentru sateliți, și downstream ești tot ceea ce generează sateliții. În general, date, poze, semnale, informații, whatever. Dar asta e important pentru că cumva industria în general se împarte, industria spațială și New Space, în upstream și downstream. Desigur, voi fiind din zona de software, este mult mai ușor să accesați zona de downstream, efectiv să procesați date, să extrageți informații relevante și să oferiți servicii pentru cine are nevoie de datele respective. Aici, nu știu, Adi, dacă... Ăsta e un filmuleț de vreo 2-3 minute cu ce e cu spațiul și ce s-a întâmplat fără el. Without reliable satellite data, there would be
precisely determined location. Critical time would be lost in situations where assistance is required. Withdrawing cash at ATMs impossible without time synchronization by satellites. Money transfers, share purchases, credit transactions, everything is frozen without a timestamp. The financial markets would be on the brink of collapse. Uncertainty and chaos would loom. Weather forecasts would no longer be possible, not even for fire brigades and civil protection. There would be no more sowing, crop care, or harvesting support for agriculture. Harvest forecasts? No longer possible. We would sorely miss the insights from our Earth observation satellites, and not just in the fight against climate change. Information about environmental degradation, melting ice masses, polluted oceans, clear forests, vegetation, methane, carbon dioxide, and ozone would also be lost. But the importance of space goes further still. Space activities are projects for all of humankind across national borders. The extraordinary can only be achieved through international cooperation. Space drives innovation. Space exploration inspires development and is a catalyst for the creation of new technologies. Space travel is about curiosity, crossing borders, and expanding knowledge. We look to the future. We search for the origins of life. But we must also take care of ourselves and our planet. The preservation and protection of our space infrastructure is crucial, and it will become essential for humanity in the future. Bun, deci ăsta e un video făcut de Agenția Spațială Germană, ca să nu v-ați dat seama, nu știu dacă... Cam ați văzut, nu știu, câte din aplicațiile respective le știați deja sau că suntem dependenți de spațiu pentru ele. Eu am ales vreo 3 case studies, să zic așa, pentru la ce anume folosește spațiu și la ce s-ar putea folosi, poate nu atât de evidente. Bun, să zicem că stau pe o grămadă de cash și mă gândesc că tot e trend acum să-mi fac un solar farm. Am nevoie de teren, am 3 opțiuni, să zicem. Cum aleg? Spațiul mă poate ajuta să aleg varianta cea mai bună, terenul cel mai bun. Și cum pot face asta? Apelând la sistemul Copernicus, care e format, e sistemul european de Earth Observation, sunt mulți sateliți, fiecare generează, mai nou am văzut undeva la 16 tera de date, se fac pe zi, generați de sistemul Copernicus. Practic avem în fiecare zi multiple treceri peste anumite zone. Și atunci, revenind la povestea noastră, cu datele de la Copernicus, care, by the way, sunt free, adică dacă vreți să dezvoltați o aplicație cu machine learning, procesare de imagini, aveți acces, completați niște formulare, datele sunt free. Folosind imaginile, folosind inteligența artificială, cu precizie foarte bună, pinpoint, pe terenurile pe care le-am eu la dispoziție, pot să aflu cât soare a fost pe ultimii un an, doi ani, trei, cinci, zece, de când există Copernicus pe terenurile respective. Și asta mă ajută să aleg terenul câștigător, de exemplu. Care vă dați seama că dacă aș alege un teren mai prost din punct de vedere al soarelui, aș pierde în timp. Că când așa, deja pot să am, deja e o statistică susținută de date, nu mai e o evaluare, o estimare. Bun, un alt exemplu. V-ați gândit vreodată că spațiul ar putea fi folosit la asigurări? Compania TerraSigna, care e o companie românească, are un serviciu de genul ăsta pentru despăgubiri în caz de daune datorate evenimentelor naturale. Adică eu am un teren, până acum în modul clasic făceam un dosar de daună, trimiteau un inspector, vedeau, a fost inundație pe terenul ăla, când, cum, care a fost treaba. Acum, efectiv,
ei oferă serviciul ăsta către companiile de asigurări, au deja primele contracte în care pur și simplu îi zic terenul, coordonatele GPS și se poate vedea în urmă, în urmă cu o anumită perioadă dacă acolo a fost apă. Fie optic, fie pot fi date, de exemplu, fotografii cu un infraroșu, apa e mai rece decât terenul fără apă. Deci un teren uscat e mai rece, e mai cald decât un teren umed. Și atunci poți să vezi din nou și noapte și oricum cum ar fi. O altă aplicație sau un alt business case, să zic așa, e startup-ul german Aurora Tech din München. Ei dezvoltă o mega constelație de sateliți din ăștia mici. Au dezvoltat niște camere foarte sensibile de infraroșu și cu ele oferă un serviciu de early warning for wildfires. Dar la modul că se poate vedea, nu știu, când e focul, nu aș zice cât un muc de țigară, dar pe aproape. Și atunci ei vând serviciul ăsta către guverne afectate de incendii în natură, nu știu, Portugalia, Spania, California. Și astfel încât, având o mega constelație care trece de mai multe ori pe zi peste zona respectivă, tot așa cu niște algoritmi de machine learning, artificial intelligence, ei văd căldura, îți emit o alarmă la ISU-ul lor, care alertează pompierii și efectiv pompierul se poate duce cu un stingător și stinge focul înainte de a arde hectare, zeci de hectare de pături. Care guvern ar vrea așa ceva și n-ar plăti pentru așa ceva? Ei au lansat deja primii sateliți anul ăsta, nu câte știu. Bun. Acum, ca să vă faceți o idee, toată lumea știe de ESA, Agenția Spațială Europeană, dar există și EUSPA, care e The European Union Agency for Space Program, care în ultimul lor raport, îl găsiți free pe net, dacă căutați după EUSPA Market Report, au identificat și oferă și, el are vreo 260 de pagini raportul, au identificat 17 piețe sau aplicații sau domenii în care datele spațiale pot fi folosite pentru a avansa. Efectiv, vedeți, sunt toate domeniile la care v-ați putea gândi. Și exemplele pot continua, eu de-aia am ales pe câteva dintre ele. Bun, acum că v-am arătat ce este, care e prezentul, să vedem un pic și despre viitor, așa că e mai science fiction, mă rog, nu chiar atât de science fiction, dar oricum, unul dintre trenduri e și poate cel mai bun business case când vorbim de, tot timpul a fost, resurse, bani, aur și ce-o mai fi. Vorbim de space resources, care, nu e petrol, că nu e, dar în schimb sunt două aplicații, fie mining, space mining, putem vorbi de lună, Marte, așa, sau, nu știu câți dintre voi sunteți fan de Expanse, chiar e pe bune ce fac pe acolo, mă rog, nu momentan, dar în viitor. Asteroid mining. Acum nu o să intru în detalii cum ar influența minarea asteroizilor economia mondială, să aduci, nu știu, un trilion de tone de platină și să le ai, platina probabil n-ar mai fi la fel de scumpă ca acum. Sunt multe discuții, space law, cine ar avea, cine are dreptul asupra resurselor, ce se face. Dar ca idee de aplicabilitate și unde cred eu că merg lucrurile. Deja Universitatea din Colorado are o specializare de bachelor de space miners. Efectiv poți să ai un degree în asta, o diplomă. Probabil nu o să fie foarte aplicabilă în următorii 10-20 de ani, dar... Bun. Toată lumea vorbește, acum e nebunia cu Artemis, cu reîntoarcerea pe lună. Scopul final e să se facă o colonie într-un fel, mă rog, probabil o să fie de research. În prima fază, de minerit, în altă fază. Dar ideea e că lumea vrea și cred că se va duce pe lună într-un fel sau altul, fie cu picior uman sau cu roată de rover, dar tot ajunge. Într-un mod mai mare și mai mulți. Un prim pas se face, s-a făcut deja și vorbim de Deep Space Gateway, care e practic o nouă stație spațială în jurul lunii, la care, by the way, lucrează și România, HPS, foștii mei colegi. Antenele și unele elemente sunt făcute în România și o să fie
astronautul american o să pune una pe ele, pe ceva făcut la Cugir, probabil, sau nu știu pe unde s-au mai făcut. Ideea e ce se vrea cu Lunar, cu Deep Space Gateway, e să aibă un fel de, nu știu, pit stop, dacă vrei să zici. Să ajungi acolo, să poți să stai și de pe stația respectivă să se poată coborâ pe suprafața Lunii, să se vină înapoi, să se vină înapoi pe Pământ, adică să și cu cumva planuri așa pe long term, să fie efectiv un fuel station. Să se extragă hidrogen, oxigen de pe Lună, din apa de pe Lună, lichid, să se ducă în spațiu și acolo să vină racheta de pe Pământ, să alimenteze și să plece mai departe spre Marte. Cam asta ar fi planul. Și, cum ziceam, ajungem la Marte, acum cu nebunia lui Elon, eu zic că da. Într-un fel sau altul, nu știu, că o să ajungă să moară acolo sau să trăiască mai departe. Oricum, Marte nu e o planetă foarte friendly, să zic așa. Moare. Dar, na, fiecare cum vrea. Acum, așa, mai aproape de noi, din nou revenind mai acasă, probabil ați auzit de ceea ce se numește megaconstelații. Toată lumea face megaconstelații. Întrebarea e cum o să încapă toți pe orbită. Chiar dacă orbita e mare, nu știu, Starlink, faza 2 are, cred că vrea să ajungă la 40.000 de sateliți. OneWeb s-a oprit la vreo 700. Amazon cu al lor Kuiper și ei sunt undeva la ordinul sutelor miilor. eSpace au licență cumpărată din Uganda, nu mă întreba de ce, de 350.000 de sateliți. Și Telesatul, care e o companie canadiană, ei fac deja sateliți, sunt undeva la vreo 400. Dar există vreun consorțiu în care, gen ONU, care să zică ei fiecare țară poate să lanseze mari sateliți? Nu. Deci și e chiar e o problemă. Ei iau niște licențe, de-aia s-au dus în Uganda, că Uganda nu are niciun satelit. Ai niște alocări, dar se dau niște licențe de foarte asemănătoare cu cele de telecomunicații. Și bine, nu vă imaginați că ăștia de la eSpace, practic fondatorul e Greg Weiler, care a făcut OneWeb. A ieșit din OneWeb și s-a apucat de eSpace cu, cum îl cheamă, partenerul lui Steve Jobs. Sunt băgați amândoi. Da, cu Wozniak. Deci, cumva, așa, și ideea aici sunt niște sateliți mai mici, așa, un fel de Swiss knife. Fac și deci au și internet, au și curățirea spațiului, au și intra-satellite communication și un fel, nu știu ce să iasă. De toate. Ideea e că au primit în fază de pre-seed, efectiv s-au dus cu o foaie, 50 de milioane de euro. Exact. Problema aici cu toate astea e că se aglomerează foarte mult orbitele și deja sunt probleme și riscuri de coliziuni. Și există, n-am mai intrat în detalii, dar există ceea ce se numește Kessler Syndrome, un fel de reacție în lanț datorată uneori prime coliziuni care ar duce la o coliziune între toți sateliții și efectiv planeta sau orbita n-ar mai putea fi folosită. Și asta ar fi cam un nasol. Da, să vedem. Oricum, eSpace are și latura asta de curățire a de space garbage people, nu știu, gunoiere spațială. Probabil iarăși ați văzut cu Virgin, cu nu știu cine mai face, Bezos, cu Blue Origin. Se pare că se dezvoltă foarte mult space tourism. Cine are bani se poate duce. Și asta cumva duce și la următoarea. S-au anunțat anul trecut deja primele 3 stații spațiale private care au rol și în space tourism și au rol și de science. Dar în principiu cam cel puțin majoritatea sunt hoteluri. Adică cine o să aibă bani se duce în spațiu, nu știu, stă o perioadă, vede cum e să fie astronaut și vine înapoi. Și cred că asta a fost ultimul slide. Dacă vreți să aflați mai multe, vă accept conexiuni pe LinkedIn și așa, așa. Și am și un grup pe Facebook. Cine e pe Facebook? Romanian Space Network îi zice, unde mai postez chestii din astea mai tehnice, să zic, mai up to date. Bun.
Acum, nu știu, întrebări? Dacă sunt... întrebări, da. Ai mai întrebări? Eu am o întrebare. Stai așa, doi. Stai așa. Ca să se audă. Eu sunt curios dacă poți să spui așa, aproximativ, în câți ani va ajunge industria spațială să... Nu mai putem decora de fapt. Nu, să facă mineric și să devine ceva așa, care mainstream, să zicem. Nu să fie doar așa o chestie în care, na, doar cercetare și doar... Păi, cumva este deja că, na, nu știu dacă ți-ai putea imagina viața fără GPS, de exemplu, sau fără chestie cu care ne-am obișnuit deja. Acum, dacă vorbim de long... De oameni în spațiu care trec acolo și fac chestii acolo, da. Nu cred că aș putea să zic. Vorbim de zeci de ani, că totuși încă când vine vorba de human spaceflight, e totul foarte, foarte reglementat și foarte greu de calificat, certificat, tot ce vine în contact cu om. Și atunci, poate tot ca, având catalizator New Space-ul, s-ar putea să vedem mai repede. Axion, de exemplu, ei deja vor, cred că anul viitor, peste 2 ani, să aibă un prim modul la stația spațială și să accepte oameni ca gazde, ce-o fi, nu știu, te duci la hotelul de pe orbită. Pentru partea de minerit, dacă ar fi să pariez pe cineva, ar fi pe chinezi. Că ei n-au nicio problemă să urce, să fac un autobuz de chinezi, de mineri, să-i trimită și să îi pună la săpat. Și deja vorbesc și inclusiv vorbesc la modul, ăsta e terenul meu. Aici facem noi mină pentru partid. Și s-ar putea ca acolo să vedem un pic mai multe, mai degrabă niște scântei, niște chestii de genul. Mai avem vreo întrebare? Dacă nu am eu întrebare. Crezi că este o reală problemă faptul că s-ar putea să ajungă atât de mult satelit și atât de mult space terrestre încât să mai putem să decolăm efectiv? Da, este. Este și mai ales dacă... Da, se face tot HPS-ul face. Un sistem de deorbitare. Dar după vă puteți, nu știu, vă arată Bianca niște poze cum arată o velă de deorbitare, de exemplu. Se fac multe în zona asta. Se lucrează inclusiv la o reglementare prin tratate internaționale, astfel încât dacă ești un operator de satelit, să-ți lansezi satelitul, tu să nu poți să lansezi fără a arăta acolo un agreement, ceva, că poți să ți-l deorbitezi. Fie că ai plătit pe cineva să se duce și efectiv, că sunt și misiuni de genul ăsta, europene, Clear Space, de exemplu, misiunea Adrios, care efectiv are un, parcă din James Bond, o chestie din asta de... ca o gheară care ia satelitul mort și sare cu el în atmosferă și se arde. Și atunci se merge în direcția asta, să poți să demonstrezi în momentul în care ți-ai lansat un satelit că ai o metodă de a-l da jos când a murit sau dacă s-a defectat. Fie on-board ceva, cum e ceea ce face HPS, care e independent, efectiv nu contează dacă a murit satelitul, fie să plătești pe cineva să ți-l dea jos. Și atunci, cumva, spre asta se merge. Momentan, reglementările spun că trebuie să te asiguri că intră în atmosferă în 25 de ani sau 15 ani, 20 de ani, ceea ce la rata pe care am văzut-o de lansări e cam puțin. Că în momentul în care lansezi mii pe la 6 luni câteva mii de sateliți, cam e un pic cam puțin. Și mai am o întrebare. Politically orientated? Zilele astea, China a zis că sateliții lui Elon Musk reprezintă un pericol de interes național și că ar vrea să-i dea jos cu lasers. Ce părere ai asta? Acum n-am voie să zic, dar am lucrat la un proiect de genul. Cu China? Bine, nu pentru... Nu, sunt metode de deorbitare pentru on-board, cu lasere on-board. Care să facă space junk sau îi duce? Nu, care să folosească fenomenul de ablație, se numește, practic când se arde cu laserul un material, se creează un gaz care are un efect de propulsie foarte mic. Sunt tot felul de studii pe diferite materiale, deci există metode de genul ăsta și bine, revenind la chinezi, se poate, dacă ai un laser destul de tare și destul de... și știi unde să țintești. Problema aici că deja
Cred că și în momentul de față sunt undeva la 1600 de Starlinks pe orbită, ceea ce cred că le-ar fi cam greu. Deja sunt prea mulți ca să poată fi afectați de că mai dau ei pe unul sau altul. Deci nu știu dacă e neapărat fezabil. Sau cel puțin nu știu cât de mult cu metoda asta. Adică te-ar putea să poți mai mult să dai jos decât impact. Da, exact. Adică aerul lansează mai mult decât poate ei să dea jos. Exact. Și nu, nu o să, și dacă ajungem la 10.000, cum e planul, cred că nu mai au să facă. Problema cu Elon e alta, că se plâng foarte, foarte mult astronomii. Că efectiv nu mai pot să vadă stelele de sateliții lui. Și asta devine o problemă în altă parte. Super, mulțumesc. Și mulțumim, o rândă de aplauz pentru Iulian. Nu mă mai duc în față, că e complicat să ajung acasă, acolo. Următorul acasă. Ok, am băut prea multă de reserve. Ce poate? Următorul nostru speaker, Alexandru Hănțăscu, de la ECRIDA, Project ECRIDA, Mechanical Engineering. Uite, și micro. Ok, mulțumesc de prezentare. Deci, eu sunt Alex, sunt membru în Project ECRIDA. Eu am propus astăzi să vin să vă povestesc puțin mai exact ce este ECRIDA, cum ne-am format, poate și ce facem. Poate cum puteți și voi să aveți o oportunitate să faceți ceva asemănător cu ce am făcut și noi. Alex, nu-i aproape microfonul. Ok, scuze. Mai exact, noi suntem o echipă de studenți formată în anul 2019. La început eram un număr de două persoane, eu și un prieten, Radu Cioaca, care ne-am propus atunci să încercăm să facem ceva în partea asta de space. După am început să facem niște înscrieri, să căutăm niște oameni și în cele din urmă am ajuns la o echipă închegată care am participat la un nou program. Ce am făcut mai exact noi e să dezvoltăm o imprimantă 3D care să fie capabilă să printeze în microgravitație și dacă lucrurile merg ok, imprimanta aceasta o să fie lansată undeva anul viitor din cercul polar. Acum, cum am ajuns noi să accesăm oportunitatea asta? Mai exact, România fiind un stat membru ESA, sunt tot felul de oportunități și programe pentru studenți care cam oricine dintr-un mediu academic poate să le acceseze. Și asta am făcut și noi. Adică am găsit un program, respectiv REXUS, care oferă posibilitatea echipilor de studenți să vină cu o idee, cu o propunere, un experiment, orice, să-l propună pentru a fi lansat la bordul unei balon stratosferic sau unei rachete. Și noi am făcut o propunere, am trimis-o către organizatori și în cele din urmă am fost selectați pentru un selection workshop. Mai exact, programul arată cam așa. După cum am zis, are loc în cercul polar și majoritatea persoanelor, ca să le vedeți prin video acesta de prezentare, sunt studenți. Adică cumva e un hands-on experience în care studenții sunt chemați la launch site să-și facă setup la experiment, să asiste la lansare și să facă toate preparațiile pentru experiment. Deci, mai exact, există partea de pre-launch în care echipele de studenți vin cu experimentul, îl montează în rachetă, acesta zboară. Undeva la 80-90 de kilometri este apogeul, depinde în funcție de masă. În cazul nostru, cam pe aici ne facem noi printarea 3D. După racheta aterizează, este recuperată și în cele din urmă ajunge înapoi la noi. Și noi recuperăm experimentul, dacă s-a realizat printarea 3D corespunzător, ne recuperăm și obiectele printate și după le analizăm. Acum, aici vreau să povestesc puțin cum am ajuns noi la ideea asta și poate dacă v-ați uitat puțin la titlul prezentării, v-ați dat seama că s-a născut undeva într-un bar, mai exact într-un bar pe lângă Politehnică. Am făcut un fel de beer storming atunci. Din păcate, nu am nicio poză de atunci, dar așa că am încercat să reconstruiesc una. Ca idee, eram o parte din echipă
Și noi vorbisem pe Messenger înainte, pe WhatsApp, cam știam că vrem să fie ceva related cu printarea 3D, doar că nu toți din echipă știau ce înseamnă, ce obiecte pot să fie făcute prin imprimare 3D, cum arată, așa că un prieten de-al nostru, mai exact Adrian, a venit cu niște dinți printați 3D, care noi am dat din mână în mână între noi și, la sfârșit, după ce am analizat foarte îndeaproape, i-am pus în centrul mesei. Și bineînțeles că doamna care ne servea s-a îngrozit de faptul ăsta. Și după a avut un sentiment de milă, pentru că s-a gândit că dinții noștri și ne-a întrebat dacă dorim un pahar cu apă să ne punem protezele în el sau dacă vrea să ne dea pizza prin blender ca să o putem mânca. Și mai puțin funny, bineînțeles că am refuzat-o, mi-am zis că-mi doar cedați. Dar acolo s-a născut, deci la sfârșitul brainstorming-ul ăsta, după tot ce s-a mai întâmplat să uita doamna aia dubios la noi, a ieșit ideea care am propus-o chiar către organizatori. Mai exact, ideea de a face o printare 3D de tip DLP în spațiu. Nu știu neapărat dacă sunteți familiarizați cu conceptul ăsta de printare 3D DLP. Mai exact, DLP vine de la Digital Light Processing. Pe scurt, este o cuvă, un recipient în care se introduce o rășină și rășina aia este sensitivă UV. Adică atunci când radiația ultravioletă atinge rășina, ea se solidifică. Și ce am făcut noi? Am făcut o unitate de expunere cu o mască care poate să fie, nu știu, un display, poate să fie un proiector, poate să fie ce vreți voi. Și noi rășina respectivă o expunem selectiv doar în anumite zone la lumină UV. Și avem acest bead plate, acest piston care urcă sus și obiectul e făcut cumva prin layer, adică se realizează un layer, după se ridică pistonul respectiv, se realizează motorul layer, se repetă tot procedeul ăsta până se realizează obiectul final. Acum, întrebarea e de ce să facem lucrul ăsta sau de ce e relevant pentru o aplicație spațială. Unul la mână are un potențial de a reduce volumul necesar pentru niște obiecte într-un space mission, pentru că una e să aducem obiecte finite și alta e să aducem materie primă, de exemplu, într-o misiune. Și în contextul ăsta, nu știu, putem aduce pudră, materie primă sub formă lichidă sau, I don't know, orice altceva. Și doi la mână, în dreapta aici, sunt două imagini. În stânga este, adică e o singură imagine cu o fibră optică, în stânga este o fibră optică realizată în spațiu și în dreapta este o fibră optică realizată pe pământ. Ideea e că e mai puțin intuitiv lucrul ăsta, dar atunci când sunt realizate obiecte în spațiu, au tendință să aibă proprietăți și proprietăți mecanice diferite față de cele realizate pe sol. Adică se cristalizează diferit materialul și din cauza lipsei gravitației încep să dispară anumite fenomene. Nu știu, buoyancy mai funcționează chiar cum funcționează pe pământ. Așa că cumva potențialul era de a reduce volumul necesar unei supply mission și de a putea produce on demand componente, produse, tool-uri care să aibă și proprietăți mecanice mai bune decât cele realizate pe pământ. După ce am făcut noi propunerea aceasta, bineînțeles că a trebuit să facem o prezentare. Și am fost invitați în Amsterdam, la un centru de acolo. Am ținut o prezentare în care ne-am arătat conceptul, ne-am arătat ideile, a trebuit să demonstrăm că avem de ajuns de multe persoane și destul de pregătite ca să ne putem, să putem duce proiectul la sfârșit. Și pentru noi a fost totul ok. Acum, ca și o chestie funny, noi așa am ajuns în Amsterdam și așa am plecat din Amsterdam. Cumva este o regulă nescrisă la noi în echipă, de fiecare dată când am avut un eveniment care s-a terminat bine, a trebuit cineva să pățească ceva. Și aici a pățit de ea ceva. La un moment dat, eu tot așa la un eveniment care s-a terminat bine, din greșeală m-am luat biletul de întors pe ziua corectă, dar anul greșit. Și da, a fost o experiență interesantă. Pot zic că am avut cele mai mari emoții de la mine în seara respectivă. Da, trebuia să aștept un an. Bine, și după selection workshop-ul respectiv, de atunci am fost noi selectați
ca și echipă care ar avea oportunitatea asta să lanseze ceva în spațiu și de abia atunci a început toată munca noastră. Deci am trecut prin foarte multe iterații, prin foarte multe componente printate, foarte multe teste de expunere, am testat destul de multe rășini ca să vedem care este cea mai optimă, diferite tipuri de mecanisme. Sincer, acum, dacă stau să mă gândesc ce concept am prezentat inițial la Selection Workshop-ul ăsta și ce avem acum, rachetă, nu are nicio treabă cu ce s-a întâmplat. Bineînțeles, și după ce am ajuns la o iterație ok, am și manufacturat experimentul. El e făcut din aluminiu și arată atât de, nu știu, grosolan, dacă vreți, pentru că a trebuit să-l proiectăm ca să reziste și la forțele ce apar în timpul lansării. De exemplu, nu știu, accelerația în timpul lansării poate să ajungă undeva la 20G, adică de 20 de ori accelerație gravitațională. Mai apar și vibrațiile din timpul lansării. Racheta se învârte pentru stabilizare în timpul lansării, așa că apar și niște forțe centrifuge. Și mai a trebuit să compensăm niște temperaturi care apar în timpul lansării, pentru că temperatura minimă la lift-ul poate să ajungă undeva la minus 30 de grade dacă e ținută racheta mult timp pe on-site acolo. Și după lansare, până vine echipa de recovery, din nou poate să stea în zăpadă, undeva în sălbăticie, unde poate să ajungă din nou la minus 30 de grade și atunci noi trebuie să ne izolăm termic de toată racheta și să construim cumva o masă termică unde a ajuns de mare, încât să nu ne afecteze nouă printarea. Mai ales că atunci când, după lift-off, din cauza frecării aerului cu corpul rachetei, din nou poate să crească temperatura destul de mult, undeva peste 45 de grade și pentru noi nu e neapărat ok la rășină. Pentru că dacă scade sub o anumită temperatură, nu mai se realizează printarea 3D corespunzător. Și atunci nu mai aveam ce testa la sfârșit de experiment. După ce am făcut toate testele, am trecut prin toată partea asta de manufacturare, un eveniment foarte important pentru noi este acela în care am primit modulul, adică segmentul nostru de rachetă. Campania aceasta e făcută în așa fel încât toate echipele care sunt participante primesc acasă o bucată de rachetă care să se joace cu ea câteva săptămâni, câteva luni, poate acum cu pandemia câțiva ani. Și bineînțeles, am făcut fit check pe el, am făcut diferite teste și în cele din urmă am livrat experimentul nostru, care este ăsta, deci cred că v-ați prins. Și se face un integration lui cu toate celelalte echipe de studenți la care am participat și noi și se asamblează racheta, după se trimite la launch site. Acum, ca idee, în momentul ăsta s-a cam terminat tehnic treaba noastră, lucru care l-am și făcut. Și vreau să vă zic ce lucruri am învățat noi din toată experiența asta. Una la mână, noi la început, nu știu, eram puțin novici și foarte proști cumva pe partea asta de obiective, poate, de requirements, de risk register și nu vedeam neapărat cu cine ar ajuta, cum să le facem corect. Și faptul că au fost niște mentori, au fost niște workshop-uri din partea organizatorilor care ne-au deschis și nouă ochii și ne-au arătat cât de importante sunt și cum ne putem folosi de ele ca să ne facem niște aproximări de cost și de timp și să ne organizăm bine pe noi în echipă, pe noi ne-a ajutat cel puțin și în proiectul ăsta și pentru celelalte proiecte care le facem noi personal, poate sau împreună. Un alt lucru care l-am învățat și l-am apreciat foarte mult față de mediul universitar te pune într-o poziție în care tu trebuie să faci un design la un produs, să zicem, la un aparat care trebuie să fie realizat să funcționeze. Și pentru noi a fost o experiență destul de interesantă, întrucât a trebuit să selectăm niște toleranțe ok pentru materiale, să vedem dacă se îmbină corect, dacă le putem asambla, dacă le putem face ieftin și ne-am pus cumva în relație și cu manufacturieri, nu doar cu, nu știu, o temă de la facultate sau doar cu profesorul care se uită pe desenul tău și zice că mama este bun și ai nota 10. Și dacă îl trimiți la cineva din industrie, o să zică că nu ți-l faci sau costă foarte mult. Deci pentru noi, cel puțin, experiența asta a însemnat foarte mult.
Un alt lucru care este destul de interesant la un proiect de genul ăsta e că am avut foarte mult lucru în laborator, adică și pentru noi ca studenți față de alte proiecte poate mai mari, de la firme private sau de la ESA, ne-am avut foarte mult hands-on experience în diferite laboratoare din Politehnică sau de la diferiți parteneri de prin București. Și era posibilitatea asta să mergem, să operăm niște echipamente de acolo, să vedem procedurile, să ne îmbrăcăm în costume de astea fancy, să ne facem poză pe Facebook. Și pentru mine a fost cool, ca și experiența a fost super cool pentru că am învățat foarte multe lucruri. A trebuit să facem, nu știu, teste de vacuum, teste de termal, teste de vibrații. Și am apucat și noi să vedem niște echipamente care poate în alt context nu am nici măcar nu am fi dat de ele. Acum, aici, de exemplu, eu vreau să exemplific faptul că ce-am mai învățat e că trebuie să, atunci când îți faci planning-ul pentru un proiect de genul ăsta, trebuie să te gândești și la worst case scenarios, pentru că noi când am făcut planning-ul pe timp și buget, noi am crezut că nu se poate întâmpla nimic. Până am băgat un tarot într-o gaură și s-a rupt. Și am stat, nu știu, vreo 2-3 săptămâni ca să scoatem chestia asta din gaură, să o facem mai mare, să facem altă gaură, să băgăm alt tarot. Și cumva asta ne-a arătat și că trebuie să fim pregătiți pentru ceva mai necunoscut sau măcar să avem în vedere în tot planning-ul nostru. Și din dreapta aici, sincer, noi ca și echipă am avut la un moment dat o concepție că dacă se face ceva pentru aerospace, nu știu, dacă primiți ceva în spațiu, toate componentele și tot ce folosești trebuie să fie aerospace grade. Și atunci noi aveam o fobie la un moment dat în care căutam pe internet firme și componente și piese care să fie aerospace grade sau military grade sau chestii de astea destul de scumpe, fancy și destul de greu de procurat. Și aici, de exemplu, sunt niște absorbante, niște paduri absorbante. Noi, având rășină în experimentul nostru, am fost obligați din punct de vedere a safety-ului să avem un sistem care să absoarbă de 20 de ori cantitatea de rășină din experiment. Și după cum am zis, am căutat foarte multe componente, foarte mult supplier în România. După câteva săptămâni am lăsat pentru că nu prea găseam și era destul de scump de testat, așa că răspunsul pentru problema noastră a fost Pampers. În sensul în care n-am dat seama că este mai bine să mergem pe ceva chip și să încercăm să-l certificăm pentru nevoia noastră. Și am ajuns în cele din urmă să luăm niște bucăți de tempers care le-am tăiat după un desen și le-am dus la o doamnă care cosea la mașină, ne-a cosut la mașină și acum sunt în experiment în rachetă. Cred că e un advertising bun pentru doamna aia, dacă păcat că ne-a luat bani. Un alt lesson learned care l-am învățat noi odată cu proiectul acesta e și că la noi în țară, din păcate, e destul de greu să găsești oameni care pro bono să ajute proiecte de astea educaționale, mai ales studențești, care nu au neapărat o bătaie cu un return of investment în viitor apropiat. Și atunci ce am încercat noi să facem e să conectăm cumva partea de produs cu povestea noastră. Și lucrul ăsta a mers super ok. Cred că pe partea de crowdfunding au fost cele mai bune campanii de crowdfunding, asta de Crăciun, în care am făcut niște fulgi care i-am dat la oameni împreună cu invitație ca să se pună în pom. Și am mai făcut de 8 martie, făcusem noi niște fluturi printați cu niște poze de la care le făcuse telescopul Hubble și aparent chiar și lumea care nu știa nici măcar de Hubble a cumpărat fluturi ăștia și le s-a părut super cool. Pe noi ne-au ajutat. Din nou am avut și noi ocazia să participăm cu proiectul la diferite simpozioane, la diferite eventuri din domeniu care ne-au deschis puțin și network-ul și mai ales ne-au oferit și alte oportunități, poate spre alte proiecte sau spre o nouă iterație la proiectul acesta. Acum, ca și opportunities pentru, nu știu, dacă știți studenți, dacă știți oameni, doctoranți care poate vor să încerce ceva mai diferit, sunt destul de multe oportunități care și
care pot fi accesate de studenți, doctoranți, masteranți, ce vreți voi. Și sunt destul de interesante. De exemplu, cea din stânga sus aici se cheamă Flyer Pieces, în care din nou vine echipă de studenți și pun experimentul într-un avion de acela 0G, stau cu el acolo și îl testează. Bineînțeles, la început sunt niște zboruri de-astea de test ca să nu cadă în cap acolo, dar în rest e cool, asta zic, este o experiență cool care poate să fie accesată și de la noi din țară, chiar și de oricine are timp să scrie măcar un proposal. În dreapta, de exemplu, este un program care se cheamă Spin Your Thesis Human Edition. Asta este mai mult pentru cei care vor să facă și partea medicală, în care îl învârți unul foarte repede și vezi ce pățește. Și aici, în stânga jos, este Spin Your Thesis, dar fără Human Edition, adică învârți ceva foarte repede și vezi ce se întâmplă cu el. Și aici, în dreapta jos, este Flyer Satellite, în care pot veni echipe de studenți care se propună, nu știu, aplicație pentru un satelit. Să lanseze un satelit în orbită, un mini-satelit, să fie mai accurate. Și acesta, nu știu, poate să facă, să testeze un sistem de telecomunicații, să filmeze ceva, să facă nou, ce vrea fiecare. Sunt destul de multe universități din Europa care deja fac lucrurile astea. Din păcate, la noi, în țară, de exemplu, pe proiectul ăsta de REXUS, după cum am zis, este o experiență frumoasă, este o experiență life-changing, dar în afară de noi mai a existat o singură echipă, acum vreo 7-8 ani, care a mai participat și de atunci nu a mai participat nimeni. Deci, cumva, este bine pentru toată lumea, dacă aveți cunoștințe, rude, copii, ce vreți voi, la un moment dat să le aduceți aminte că pot să facă și chestii de genul ăsta cu finanțare chiar de la ESA, adică cel puțin parțial. Pentru că, na, și noi ar trebui să facem partea de crowdfunding. Acum eu să vă las cu citatul ăsta care l-am inventat ieri, cred că l-am inventat când am trimis mail-ul la Adrian. Că mi s-a părut cumva relevant, că noi suntem cumva în partea asta de you can have a stake in it if you try it, că am încercat să facem ceva și acum vedem dacă iese. Ok, asta sunt poptării noștri, că trebuie să punem aici, că le-am promis. Și dacă aveți întrebări. Așa. Spuneam la început că lansezi satriții de unde? Racheta se lansează din Kiruna. Undeva din cercul polar e undeva în Suedia. De ce? Poftim? De ce? De acolo se poate, pentru că dacă cade de undeva, să nu cadă în capul cuiva. Zona este foarte puțin populată și nu știu dacă am poze de acolo pe aici. Deci nu e motiv fizic sau ceva, e pur și simplu că nu omor pe nimeni. Da. Ideea e că dacă stai să te gândești în Europa, nu prea sunt multe locuri în care poți să lansezi rachete așa fără să deranjezi pe nimeni. Porocări. Se poate încerca. Ok, și mai aveam o întrebare. Am înțeles unde vreți să ajungeți în mare, adică practic scopul vostru, rainbow-ul vostru, este să construiți ceva în spate, dar, mă rog, să printați ceva în spate. Unde sunteți acum? Că nu mi-e spus exact statusul actual al proiectului. Da, de asta. Eu acasă mi-am făcut un timeline și am zis în 30 de minute până asta și bag extras că mă mai întreabă lumea după. Ideea e că noi efectiv printăm niște probe de tracțiune care se văd aici. Adică niște lingurițe de înghețată. Dacă o să vreți vreodată lingurițe de înghețată făcute în spațiu, să ne sunați. Dar după anul viitor. Sau căzute din spațiu. Sau căzute, sau distruse. Măcar o poză pe ele, dacă nu. Ideea e că noi am ales cumva să facem printarea asta 3D într-un mod mai simplu. Adică noi avem, după cum am arătat în poza aia de pe la început, aici efectiv este ca un fel de sticlă care e imprimată. Și e imprimată cu forma probelor de aici. Și adică noi facem lingurițele astea care sunt după un standard, după un standard ISO. Și după ce le printăm în spațiu, adică în condiții de microgravitație, noi facem aceste probe și pe sol, tot cu același echipament. Adică să avem și comparația. Și după le
punem la diferite teste, distructive sau nedistructive, ca să vedem dacă, în primul rând, ipoteza noastră e corectă, că ar trebui să fie mai omogene, cel puțin, față de cele făcute pe Pământ. Să fie și mai rezistente. Ok. Și end goal-ul care e? Că tot nu l-am prins, sau poate nu suntem mai lent. End goal-ul gen e... adică noi avem câteva obiective. Unul din ele e să demonstrăm viabilitatea printării 3D în spațiu. De la unul să arătăm că aceste probe, gen probrețele lor, sunt mai bune dacă sunt printate în spațiu decât dacă sunt printate pe sol. Ah, ok, ok. Atât avem. Întrebarea mea e, de ce ați fost atrași voi de printare 3D în mod deosebit, pentru că sunt sigur că nu e singura problemă, și de ce ați ales soluția asta cu rășină și nu poate soluția mai bine cunoscută prin explodarea plasticului sau al altui material? Sincer, o parte dintre băieții care ai văzut la masă aici, noi aveam un fetiș așa cu printare 3D de când eram mai mici. Adică și eu și Adrian, la un moment dat după s-a băgat și Radu, cumva a fost un virus așa care ne-a prins pe toți. Și am zis, Adrian el făcea, din moment ce a adus dinții și a printat 3D, el făcea deja chestia asta for a living. Și el lucra deja cu rășini, cu printare de vechi cu rășină. Și în principiu noi am ales să facem partea asta cu printare 3D doar cu rășină. FDM, de exemplu, a mai fost făcut în spațiu, pentru că mai sunt niște companii private, de exemplu, Made in Space, care au dus deja o imprimantă 3D FDM și au printat pe stația spațială. Și atunci, pentru noi, nu era neapărat foarte viabil și nu aducea neapărat un added value să încercăm să facem același lucru doar la o scară mai mică. Și, din cunoștințele noastre, nu prea erau chiar atâtea teste pe printare 3D cu rășină în spațiu. Și ni s-a părut că ar fi designul care pentru noi ar fi și cel mai ușor de făcut și ar fi și cel mai relevant. Era și cumva ceva la care ne pricepea în momentul respectiv. Și de asta am venit cu propunerea asta. Așa, tehnic puteam face și cu pulver sau cu orice, dar acolo sistemul e diferit, trebuie să folosim un laser și pe partea de pulver, de exemplu, cel puțin pe pulver metalice, la programul ăsta s-a mai încercat la un moment dat să facă o sinterizare, dar nu printare 3D, pentru că fereastra aia de microgravitație este destul de mică, adică ai undeva la 130 de secunde în care poți să-ți faci treaba, știi? Și, nu știu, în 130 de secunde, poate cu o tehnologie FDM, noi făceam, nu știu, două linii sau un pătrățel micuț, aici măcar facem niște probe de un milimetru, știi? Care sunt usable. Ok. O a doua întrebare e... Fiind vorba de rășină lichidă, cum ați rezolvat problema rotirii într-o poziție care poate nu-i neapărat de ajutor? Ai spus că aveți un piston care trage forma respectivă. Cum... Dacă imprimanta era rotită, nu știu, la 180 de grade sau în altă poziție, cum ați rezolvat problema asta? Chestia e că dacă te uiți la schema asta, o să vezi că tot recipientul ăsta e închis, știi? Adică totul e imersat în rășină, absolut tot. Deci nu contează efectiv în ce orientare o pui, pentru că noi avem și un sistem de umplere în care încercăm să fim siguri că nu rămân bule de aer în interior, dar fiind totul imersat în rășină, gen containerul ăsta e sealed, e închis hermetic, atunci nu prea contează în ce orientare printăm. Salut! Am și eu două întrebări. Prima întrebare o să fie una cumva serioasă. Îți spuneai că folosești pampers pentru a absorbi rășina în cazul în care se întâmplă ceva să scape pe acolo. Da. Întrebarea este, cum anume protejezi acel material pentru a nu arde la decolare sau la intrarea în atmosferă? Ideea e că el tehnic nu este
pus neapărat la o flamă deschisă sau... Noi am primit niște requirement-uri care trebuia să le... materialul să dea fulfill la ele. Și astea erau mai mult de temperatură, de topire, de temperatură, de ardere, parcă. Și care e temperatura de topire și de ardere, dacă știi? Asta nu le mai știu, sincer. Știu că noi le-am testat. Ideea e că le-am testat în laborator cu niște mostre din materialul respectiv, care le-am pus pe niște heated plates, în primul rând. Și astea le-am dus la temperatura la care ne așteptam noi să ajungă build plate-ul sau plate-ul unde sunt montate din rachetă. Și după le-am mai dat un margin, gen... Și, nu știu, v-ați luat ceva măsuri suplimentare în cazul în care ia foc ăsta, să nu vă ardă experimentul, gen rășina? Ideea e că ele sunt puse în afara experimentului. La noi, dacă experimentul este efectiv un bloc de aluminiu, arată cam așa. De ce safe? E super safe, da. Adică, la un dat, cred că l-am scăpat pe jos și a fost ok. Bun, și cumva a doua întrebare. Poți să dai puțin înapoi la rachetă, te rog? Care dintre? La video sau la... Eu mai am o poză cu rachetă. Poza, avea o poză. Așa. Da, aici. Ce rachetă e asta, dacă poți să-mi spui, că seamănă puțin cu Iskander, dar intercontinentale, rusești. Da-i cumva ești aproape, dacă cauți, se cheamă racheta de tip REXUS, aici e fără motor, dar, sincer să fiu, motoarele sunt într-adevăr luate de pe niște, sunt refurbished, de pe niște motoare, de pe niște rachete, da. Am înțeles. Pentru că e chip. Și eu care credeai că e o glumă, adică că să fac o glumă, dar nu mi-a ieșit. Mersi mult. Ideea e că e ca în comerț, se expiră, dar mai departe. Vreau să întrebi ceva. Dacă tot v-ați prezentat proiectul acolo, să în sănătate, să vi s-a promis mini proiecte, adică mini colaborări, pot să zic așa. Nu colaborări sau proiecte mari. Mini ceva micuț, ceva pentru eventual viitor. Peste 5 ani, 10 ani și eu. La câțiva dintre noi mi s-a mai dat oportunități, adică nu știu, să ne angajăm undeva sau să mergem să lucrăm la o companie, la DLR sau la Agenția Spațială Suedeză și la ei se face lansarea. Dar nu mi s-a dat nicio garanție că o să primești un proiect sau ceva, adică ține doar de noi dacă aplicăm pentru... Da, bine, asta e pentru viitor, pentru 3 ani, 5 ani, 10 ani încolo. Normal că peste 5 ani vei fi și mai bun, peste 10 ani sau știu eu, mă rog. Adică o colaborare, mini colaborare, pot zic așa. Adică să fiți luați la ochi, cu alte cuvinte. Deci oficial nu, n-am primit niciun. Nu, înțeles, nu. Mulțumesc frumos. Plăcere. Ștefan, o întrebare? Imprimanta pe care o folosiți este ceva standard? Ceva pe care putem și noi să o cumpărăm off the shelf? Sau este ceva custom? Ca idee... uite o problemă care chiar am uitat să o spun aici. E că nouă ni s-a recomandat de foarte multe ori să folosim off the shelf parts. Pentru că, de exemplu, dacă ești în Kiruna, departe acolo, e frig, e departe, dacă ți se strică ceva și trebuie să le expediezi până acolo, poate să-ți ia și o lună. Și atunci încerci să folosești niște componente care sunt cheap, sunt ușor de procurat, chiar și în locațiile respective. Deci cumva tot experimentul ăsta e făcut folosind componente off the shelf și, de exemplu, partea asta de jos se scoate. Și dimensiunile sunt cumva compatibile cu niște componente de expunere de la imprimantele 3D commercial. De exemplu, de la Initium, dacă mai știți imprimantele astea. Deci, tehnic, dacă se vrea, se pot folosi componente standard de imprimante 3D, pentru că cumva a fost gândită în ideea asta. Sau dacă vrea cineva, după ce terminăm noi partea asta de validare a mecanismului, să încerce să facă o printare 3D mai complexă, poate cu alte sisteme de expunere. Oficial nu e de cumpărat, e unicat.
Sincer, am făcut doar o singură imprimantă, deci componentele toate, ce se văd în poză, sunt unitate. Dar dacă o să fie o dorință ca cineva să dezvolte ceva pe infrastructura asta, adică sigur găsești la noi toate planurile, toate lucrurile și o să fie și tehnic compatibile cu niște componente off the shelf. Mai am o întrebare. Ca și temperatură, la ce range vă așteptați să aveți în timpul experimentului sau în timpul lansării și în timpul aterizării? Noi, nu știu dacă am un slide cu chestia asta, nu cred că am, dar ideea e că din simulările noastre, chiar și cu un timp îndelungat de stat afară în zăpadă, ar trebui să nu scadă sub 20 de grade în interiorul incintei, nu în exterior, deci doar rășina în sine. Bun, și într-un mediu ermetic, rășina aceea nu se expandează sau nu se contractă conform temperaturii? Ați avea probleme cu acest lucru? Aici depinde de rășină, pentru că au, într-adevăr, sunt unele care au un coeficient de shrinkage. De obicei nu se dilată, de obicei se strânge. Dar am ales materialul în așa fel încât să avem coeficientul la cât mai mic să nu ne afecteze. Deci, tehnic, n-avem problema asta. Plăcere! Mulțumim! Nu cred că mai sunt întrebări. Următoarea întrebare. Lumea s-a trezit. Vreau să vă zic că următorul talk, din păcate, va fi în toamnă, deci până atunci nu ne mai vedem, dar mai avem bere aici. Mai este un par de bere pentru cine mai vrea și bineînțeles că rămânem după la încă o bere cu toții. Și da, cam atâta. Cred că a fost o super ediție. Mulțumim speakerilor și mulțumim participanților și ne vedem pe net.